Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Alma Mater Iasiensis. Știți foarte bine, este o emisiune care a început de câteva luni, o emisiune organizată de Studioul TVR Iași în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, care marchează această emisiune 150 de ani de existență modernă a universității noastre. Am făcut emisiuni generale cu istorici despre evoluția universității în secolul 19, 20 și 21. Am discutat apoi despre anumite perle, spuneam eu, ale universității, grădina botanică, seminarul Alexandru Miller, civilizația Cucuten și altele. Astăzi este o emisiune specială din cel puțin două motive. Un motiv este de ordin tehnic, să spun așa. Înregistrăm emisiunea, acestea sunt condițiile, la universitate, pentru că astăzi la Universitatea Alexandru Ioan Cuza este un eveniment deosebit. S-a întâlnit consorțiul universitare, format din cele patru universități mari ale țării și de tradiție, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și, mai nou, și ASE București, Academia de Studii Economice București. Un al doilea motiv este de ordin subiectiv și plăcut nouă și mie în calitate de moderator, avem ca invitat pe profesorul Andrei Marga. Bine ați venit, domnule profesor, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, mai ales că astăzi ați parcurs distanța Cluj-Iași, care este o distanță mare, având în vedere starea drumurilor. Nu mai e chiar așa de mare, dar am simțit-o ca una mai scurtă astăzi, în orice caz. Am venit cu mare plăcere la Iași și vă mulțumesc sincer. Mă onorează să apar cu dumneavoastră, să apar în studioul televiziunii din Iași. Titulescu avea o frază care a făcut-o în conjurul, cel puțin, a istoriografiei românești. Spunea cam așa ceva: trebuie să trecem de la național spre regional și din regional spre universal. Eu m-am gândit la structura discuției cu dumneavoastră la o formulă cumva inversă. Dumneavoastră aveți preocupări multiple, nu trebuie să vă prezint CV-ul, sunteți o personalitate cunoscută în țară și ca fost ministru, ca intelectual faceți parte din elita elitelor, aș putea spune eu, ca manager, ați fost și ministru, ați fost rector, sunteți rector acum și sunt și alte poziții pe care le-ați avut. De asemenea, sunteți un om al cetății, așa, într-o formulare cumva comună. Am adus aici doar câteva cărți pentru a arăta din producția dumneavoastră din ultimii ani. Le vom prezenta la sfârșitul emisiunii. Însă, sunteți și un cunoscător a evoluției lumii, aș spune eu. Și aș începe, apropo de ce spuneam de Titulescu, din partea cealaltă. De ce se întâmplă pe plan mondial? Ce se întâmplă după aceea în România? Ce se întâmplă în universitățile noastre? Și în final aș încheia cu ce se întâmplă în activitatea dumneavoastră. Deci aș lua-o de la problemele universului, chiar dacă poate părea exagerat, dar am găsit în una din lucrările dumneavoastră o idee interesantă, aproape o teorie, că am trăit în prezent un nou tip de democrație. La ce vă referiți mai concret? Noi și omenirea în general. Vă mulțumesc că ați luat acest punct de plecare. Desigur, Maiorescu proceda foarte realist atunci când, venind după studiile de la Berlin, din Germania în general, căuta să ridice România, regiunile României, România în întregime, să o ridice la nivelul culturii europene a timpului și, în acest sens, sigur, punea în mișcare instrumentele intelectuale. Evident, noi trăim astăzi o altă epocă, România este parte recunoscută a Europei, a lumii, încât trebuie să vedem ce se întâmplă cu adevărat în lume pentru a avea instrumentele de înțelegere a situației. Sigur, dacă e vorba de lume, trebuie să spun că și generația mea a trăit lumea divizată în mari blocuri militare și politice, apoi a venit lumea globalizării, trebuie să spunem că am intrat toți pe nesimțit într-o altă lume, o lume a provocărilor, a lumea a problemelor, a dificultăților, de ce nu, pe care globalizarea însăși le-a generat sau pe care le-a prilejuit pentru noi. Și pe solul european, de pildă, să fim clari, după euforia integrării europene, începem să trăim problemele Europei și, sigur, poate că avem timp să și discutăm despre ele. Sigur, dacă e vorba de democrație, atunci aș veni și aici dincoace de toate diviziunile tradiționale care sunt în teoria democrației. Și aș spune simplu, e clar că trăim momentul în care
vedem avantajele incomparabile ale democrației vis-a-vis de orice alt sistem, dar vedem și dificultățile ei, de ce nu și problemele democrației. Știm bine depinde și cine o aplică. Știm bine de la Churchill că democrația e cel mai bun sistem, dar sigur, nu e un sistem fără cusururi, nu e un sistem care să nu întâmpine în sub probleme. Ca să fiu foarte precis, e clar că trăim momentul în care democrația înțeleasă ca simplă tehnică de alegere periodică a reprezentanților și a epuizat resursele. Nu este alternativă la ea în înțelesul că alegerile libere vor stabili în democrație reprezentația. Trebuie spus, alegerile libere trebuie urgent complementate cu noi mecanisme. În definitiv, trebuie revenit la principiul democrației, conform căruia s-ar putea ca unul singur să aibă dreptate vis-a-vis de ecrasanta majoritate a tuturor celorlalți. Ori putem pune întrebarea, câte democrații de astăzi fac față unei astfel de exigențe de a recunoaște și adevărul pentru un individ. Și în contextul globalizării, și exact, în contextul rolului jucat de mass media. Deci e clar că democrația trebuie gândită astăzi mai departe decât ceea ce e consacrat, și anume o simplă tehnică de alegere periodică a liderilor, și anume, ca să iau un termen din John Dewey și în tradiție care deja se conturează și în Europa, ca o formă de viață. Deci cred că aici suntem, mai ales în Europa, unde, vedem bine, democrațiile sunt acompaniate, unu, de apatie politică, doi, de o criză gravă de motivație. Ori democrația europeană nu poate să ignore la nesfârșit, încă o dată, apatia politică și criza de motivație care o însoțește. Ele pot fi contracarate, aș spune, numai regândind democrația pe această direcție. Dar nu cumva este vorba și de o nouă generație a liderilor politici sau de un nou tip de lider? Eu știu, ați invocat câteva decenii în urmă. Acum câteva decenii era un Reagan, recunoscut pe plan mondial, era un Mitterrand, o personalitate recunoscută cu toate lipsurile care le-a mai manifestat în activitatea politică. A fost un Kohl, dau doar trei exemple, aproape o doamna Thatcher, o mare personalitate de asemenea. Am venit parcă cu alt tip de lider și nu cumva în acest context general, globalizare, manipulare mare prin mass media, fiindcă una era democrația la 1900, alta este democrația astăzi, și schimbarea modelului de lider. Am sentimentul uneori că acești lideri sunt creați în laborator. Poate exagerez. Unii spuneau că Obama a fost un lider creat, nu în laborator, dar creat printr-un anumit mecanism de creare a liderului. Bine, un englez înțelept spunea că un caracter politic nu se formează la școală, ci se formează în bătăliile istoriei. Dacă plecăm, și cred că trebuie să plecăm de la această premisă, atunci e clar că vin generații de oameni în roluri publice care n-au avut bătălii, care au găsit toate lucrurile câștigate. Să luăm și un tânăr de 18 ani și din România. El n-a avut vreo luptă politică, n-a avut vreo luptă socială, n-a avut vreun conflict semnificativ care să marcheze viața, afară de conflicte personale, mă rog, ați zis altceva. Deci trebuie să asumăm, acest om, acest tânăr înțelege altfel viața cât o înțelegem, poate, generațiile care au fost și în conflicte ideologice, în conflicte sociale. Era actualizat deja, pe cum ajunge și la România mai încolo. Deci e clar că vin pe scenă generații care nu au, nu numai experiența războiului, nici noi nu avem experiența războiului, ne-am născut după război, dar nu mai au experiența dificilor confruntări ale timpului. E bine, pentru acești tineri trebuie spus, s-ar putea, eu cred că problema rămâne deschisă, nu putem nici noi da răspuns astăzi, s-ar putea ca să fie nevoie de a lămuri din nou ce e la propriu democrația, pentru că vedem bine, chiar tineri care s-au născut în democrație, chiar tineri care spun că aplică democrația, putem da multe exemple, vedem chiar la ei că revin, cum să zic, tehnici de a face politică, tehnici de a face propaganda propriilor idei, care țin de anii 30. În mod surprinzător, anumite ideologii marginale ale anilor, ale secolului 20, sau ideologii, cum să zic, care au dus în conflict secolul 20, care au dus în drame secolul 20, încep să revină. Deci sunt de acord cu dumneavoastră că rămâne o problemă, formarea unor oameni în contexte non-conflictuale, pentru contexte care ar putea fi. Fiindcă spuneam că fără actualizat forțat, o să ajungem și la cazul românesc, dar cineva spunea că este inadmisibil ca
cineva să aibă pe carte de muncă primul post, postul de ministru. Oare nu mai este nevoie de experiență? Bine, acum, nici în politică, dacă dați nu așa, la noi, în general. Dacă dați așa, primul ministru din Marea Britanie este foarte tânăr acum, conservatorul ales Cameron acum. Numai că domnul Cameron a parcurs măcar ca lider de opoziție. Acum, dacă tot atunci exemplul ăsta, trebuie să spunem că, din păcate, România se singularizează în acest moment, o spun însă foarte franc și responsabil. România, din păcate, la această oră recurge din nou la tehnica lui Ceaușescu de a aduce în roluri oameni nepregătiți, din două rațiuni, cred eu. A nu se periclita vârfurile cu acești oameni, doi, a se putea arunca vina pe ei dacă e un eșec. România, din păcate, riscă din nou să facă o selecție de personal care va costa înfiorător de mult. Da, vom ajunge la România, am zis să o luăm totuși de la Universal. Foarte interesant că bătrâna Europa, nu? Bătrâna a scris foarte mult despre Uniunea Europeană, bătrâna Europa, care a fost, nu, un exemplu în sistemul politic, a exportat sistemul politic pe un modelul democrației occidentale, totuși bătrâna Europa, pur între ghilimele, are probleme din acest punct de vedere a sistemului politic și ajungem la Uniunea Europeană. A scris mult despre Uniunea Europeană. Se poate face un șir de emisiuni despre ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Are o problemă de criză politică în prezent? De identitate, de structuri, de perspective, pornind nu doar de la criza economică, dar deși o criză economică pune la încercare un mecanism. Dacă e să spun direct și să enumăr ceea ce eu consider că se petrece, atunci aș spune așa. E clar că Europa este în criză, chiar în momentul unei mari reușite. Unificarea europeană, îl citez aici pe un prim-ministru al Greciei, e probabil cel mai mare eveniment în istoria europeană din secolul XI încoace. Asta e destul de sigur. Pe prima dată, Europa, care era atât de măcinată de conflicte, războaie, regionale, a convenit să înceapă unificare pe bazele pe care le cunoaștem. Deci, dar această Europa e crizială. Care crize sunt mai relevante? Nu discut acum criza financiară care pare să vină și care, desigur, e datorată, până la urmă, cred eu, unei angajări de cheltuieli mari, ca Grecia este ilustrativă, pe fondul unor resurse care nu au fost sau nu sunt la nivelul promisiunilor, pentru că s-a cheltuit mereu în contul viitorului, să spun foarte simplu. Dar dincoace de această criză financiară, care s-ar putea să afecteze mai grav Europa decât până la această oră, Europa are, cred eu, o criză de legitimare și aceasta se vede limpede în aceea că participările la vot ale cetățenilor, nu numai România, România e cazul extraordinar și excepțional pentru că e o democrație tânără, unde ar trebui să fie mai mult apetit pentru a merge la alegeri. Dar și alte țări au această problemă, apatia politică. Doi, lipsa de motivație. Să ne punem o întrebare simplă. Câți oameni sunt dispuși să-și dea viața pentru democrație? Câți oameni folosesc avantajul? Câți mai sunt să-și dea viața pentru țara lor? Exact. Dar câți vor să folosească avantajele țărilor, avantajele democrației? Încă mai mulți vor să folosească avantajele decât mai mulți decât cei care sunt dispuși la rigoare să se sacrifice. O criză de motivație este clară. Mai departe, o criză de creativitate. Vedem bine, Europa aplică proceduri de decizie și Uniunea Europeană este plină de proceduri. Fără nicio problemă, e un pas enorm înainte. Măcar nu sunt conflicte. Se pune întrebarea, există totdeauna curajul de a lua o decizie? Există totdeauna preocuparea și capacitatea de a lua o decizie în termeni rapizi? Nu mai evoc experiența cunoscută a vechii Iugoslavii când a fost clar. Europa n-a avut atitudine. Să sperăm că nu vor mai fi situații în care Europa să apară atât de dezarmată în fața unor situații. N-a avut atitudine și a lăsat o rană deschisă Kosovo. Exact. Deci se poate spune că Europa nu e încă dincoace de situația în care procedurile o paralizează. Să spun foarte clar, proceduralismul ca doctrină, procedurile ca mod de a lua decizia sunt indispensabile, dar ele nu ne scutesc de a lua decizii cu curaj, decizii înțelepte, decizii responsabile. Ori Europa ia puține astfel de decizii. Vedem și acum, criza vine, dar asta se știa de un an și ceva că ea vine. A rămas și valabilă. Abia acum încep măsurile de pregătire pentru a înfrunta o criză financiară pe scară mai mare. Vin mai încoace, este clar că în Europa avem o criză de viziune.
Vedeți bine, dacă noi facem și printre intelectualii noștri un sondaj și încercăm să vedem ce viziune au, vom vedea un fapt surprinzător. Marea parte gândesc cam așa. Să nu schimbăm ceea ce este, că poate fi mai rău. Un fel de futurism negativ, cum se numește în termeni tehnici, a început să domine atmosfera. Ori, dar nu numai la noi, la noi însă se vede mai clar. Europa trebuie să revină la statura ei, la tradiția ei de a da viziuni, de a da soluții. Ce înseamnă a da soluții? Înseamnă a privi dincolo de ziua de mâine. Ori vedem bine, soluțiile Europei sunt de multe ori pentru ziua de azi și ziua de mâine. De păcate, deci aceste crize, vedeți, pot să dau și pot să le concretizez, sunt totuși crizele Europei și de aici ar trebui plecat. Putem discuta și partea istorică, sigur. Mulți se întreabă, și istorici mai ales, ei au argumentări foarte bune, cum știți mai bine decât mine, Europa nu poate ieși din criza ei de viziune, de pildă, dacă nu vrea să-și asume trecutul. Ori vedem, Europa are probleme cu trecutul ei, încă nu vrea să-și asume trecutul. Kissinger spunea, și a mai fost citat, unde, dacă vreau să sună în Europa, la Uniunea Europeană, cine îmi răspunde? Din păcate, cu noile modificări ale Constituției Europene, această identitate a Uniunii Europene a rămas încă o chestiune... Acum știți bine, Constituția încă nu e adoptată, încă e în proceduri de adoptare. Europa nu are încă responsabilități destul de clare și atunci fiecare din parteneri, chiar și cei care până la urmă sunt decidenții Europei, Germania, Franța, etc., până la urmă transferă mereu decizia pe procedurile de adoptare. Considerați că în nou context politic, în nou context economic, criza economică, extinderea Uniunii Europene va fi o chestiune de etapă imediat următoare sau se va amâna, nu sine die, dar se va amâna pe o perioadă medie? Ca istoric sunteți mai documentat decât mine, dar îmi permit și eu să spun că din 1945 încoace, de când se discută ce e de făcut în Europa, care e configurația optima Europei, și aici mă refer de la discuția care a avut loc atunci, de fapt, între americani, mai ales scarul de stat Marshall și sovietici, Molotov, ei au expus atunci puncte de vedere concurente privind Europa. Atunci încoace, sigur, s-a discutat mereu despre frontierele Europei, despre ce e de făcut în Europa, până unde se extinde Europa. Decizia, să recunoaștem, a fost la început economică, a devenit după aceea tot mai politică. Și atunci răspunsul la întrebarea noastră, dacă criza economică va afecta, este clar că deocamdată criza economică, atâta cât e, va descuraja eforturile de extindere, dar în continuare e foarte probabil, cred, asta e opinia mea, că Europa va lua din nou decizii politice. De fapt, sunt două decizii politice de luat. Una, până unde se extinde. Doi, care e forma lăuntrică de conducere a Europei. Până unde se extinde, după modesta mea părere, această întrebare, deci, are un răspuns. Europa nu va putea ocoli, fără pierderi mari, să dea un răspuns clar Turciei. Turcia e una din... Tocmai eventual se va întors în Turcia, exact. Turcia e unul din solicitanții de primă oră a integrării europene. Turcia nu mai poate fi ținută mult. Doi, este clar că până la urmă Ucraina, dar mai ales Georgia și Armenia vor cere, pe partea cealaltă Marocul presează. Bun, în prima fază este Moldova acum. Acum Moldova intră și ea, se vede bine. Deci sunt mai multe care vor cere, vor presa, vor dori, dar e clar că extinderea va fi acompaniată cu o regândire a conducerii. Trebuie să ne așteptăm la aceasta. De aceea, extinderea satisface, trebuie spus, interese eminamente economice și politice. Conducerea va trebui gândită sub aspect instituțional foarte riguros. Ajungem la al doilea segment, România. Aici sunt o multitudine de probleme care pot fi discutate, dar legând-o de Uniunea Europeană, dacă s-ar face un sondaj, s-ar constata, sau dacă s-ar face o analiză lingvistică a discursurilor politicienilor, a materialelor care apar în presă, etc., etc., s-ar constata că noi în continuare nu ne considerăm țară europeană. Mentalul nostru. Apare formulă mai mult noi și Europa decât noi în Europa. Ne-am bătut și am dorit să intrăm în Uniunea Europeană. E adevărat că încă nu suntem integrați în toate structurile, dar în mentalul nostru noi nu ne considerăm în Uniunea Europeană. Care e explicația? Ma problema nu se pune doar în cazul României. Eu aici, și eu sunt destul de critic cu
situația propriei mele națiuni, să zicem așa, orice intelectual serios e mai curând critic față situația națiunii pentru că se simte responsabil. Dar aș spune că și alte țări au aceeași discuție. Nu e o particularitate României. Pe poziții critică, polonezii, spre exemplu, este o altă perspectivă. Da, mai că polonezii, sigur. Încă o dată spun, vin cu o altă pretenție față de Europa, aceasta este adevărat, pentru că... Ei și-au negociat și altfel intrarea. Și altfel intrarea și-au negociat-o pentru că au avut o altă prestație, o altă contribuție. Sigur, la ei vine paradigma pe care Mazowiecki a formulat-o, ne asociem, ne integrăm, dar ține minte ce s-a întâmplat la Ialta, sigur, aceasta e paradigma politicii poloneze, știm toți acest lucru. Mă sigur, de unde vine acest fapt? Eu rămân în cazul României la o părere care, sigur, nu e foarte populară, probabil, și anume că liderii României, cei care conduc România, au un impact decisiv asupra situației României. Din păcate, politicile României, mai cu seamă după intrarea în Uniunea Europeană, nu sunt clarificate asupra ce înseamnă să intri. Dacă ne uităm bine, politica României din 2007, de data intrării, este cam aceeași ca înainte. Ori, atenție, trebuie să schimb politica. Adică trebuie să iei o măsură rapidă. Ce domenii economice din România sunt viguroase și pot concura în Uniunea Europeană? Această clarificare nici acum nu este făcută. Ca urmare, românii cam pierd la toate mesele, din păcate. Ei pierd la negocieri, se iau un exemplu absolut banal, nu? O țară care e candidată ca Serbia ia sute de milioane de euro pentru cercetarea științifică, România abia a extras vreo 8 milioane de euro, România fiind membră. Ori se vede bine că reprezentanții României nu știu cum să negocieze acolo. Acolo e o discuție bărbătească, cu proiecte clare, cu intenții clare, dar asta e deducția mea, că ei nu știu cum să abordeze acolo lucrurile. Deci eu cred că politica românească, să fiu mai clar, deciziile executivului românesc, executiv înțeleg președinția, guvernul, toată ramura care e mereu implicată, care e cotidian implicată în decizie, acest executiv nu face față noi situații. Eu aș spune aici simplu, românii sunt ca toate alte națiunile, ca toate națiunile din jur, nu asta e problema. Evident că avem specific, poate că preferăm să nu lucrăm toate 18 ore pe zi sau 16 ore sau 14 ore, lucrăm mai puțin, dar acestea sunt lucruri care au altă... Eu m-am preocupat de elita românească în perioada modernă și interbelică. Și pot spune că în momentele grele România a avut lideri capabili să rezolve problemele mari. Nu întâmplător, după primul război mondial, am ieșit din situația gravă de atunci în 4-5 ani. Noi am ajuns în 1924 la situația anterioară. Chiar și după al doilea război mondial am reușit să ne refacem mai repede. Prin urmare, după 90, această elită a balconului, cum am numit-o pe undeva, ca să mă citesc și noi bine, de la academicieni la infractori. Din păcate, nu e vorba de niciun partid. Nu discutăm de poziția vreunui partid politic. Și discutăm pe cei 20 de ani. Împreună am participat la Cluj la o sesiune științifică, tocmai am văzut că a apărut volum acum scos de profesor Boar, în legătură cu România după 20 de ani, unde aveți primul text și m-am uitat prin el și de fapt a fost și acolo la Cluj. Aveți o viziune asupra ceea ce s-a întâmplat. În fapt, e adevărat că popoarele și-au elita pe care o merită, dar pe altă parte, popoarele trebuie să fie conduse de elite. Cum spunea Pepe Carp, nu ulița răspunde de decizia politicianului. Mă vedeți, aici, da, întrebarea e foarte bună. De ce nu e elita corespunzătoare problemelor dificile în fața cărora România se află? Și observația noastră, eu împărtășesc complet. România a ivit aceste elite când a fost nevoie. Acum întârzie să le ivească. Unde este problema? Sigur, o problemă, oricum întoarcem lucrurile, este legată de actul de naștere al democrației românești post-decembriste, sigur. Să zic așa, încârcerile în organizarea partidelor politice atunci, din nefericire, nu facem acum caz de vinovăția cuiva, dar din nefericire se văd până astăzi. În sensul că au fost mai avantajați în roluri cei care au avut acces la televiziuni. Știți bine, să discutăm și ca oameni din care trăim în provincie, nu trăim provincial, trăim din provincie.
Una e să ai acces la televiziunea națională și alta e să ai acces doar la televiziunea regională, care este absolut respectabilă, nu-i problemă. Și eu fac același lucru ca și dumneavoastră la Cluj, nu e o problemă aceasta. Dar, deci, accesul la media a fost foarte diferit al oamenilor și acest acces permite sau, dacă e restrâns, nu permite, evident, afirmarea. Mai încoace, sigur, trebuie spus, intelectualii români au fost apucați prea repede de boala politismului. Sigur, toți știm că nu faci opere de istoric sau de filozof sau de fizician, de matematician, făcând toată ziua politică. Faci opere de acest fel, făcând cercetări în arhivă pentru istoric, citind enorm ca filozof, făcând calcule, lucrând cu calculatoare, în laboratoare, de către ceilalți. Dar nici invers nu merge. Pretenția care România s-a lansat, România a fost singura țară din răsărit unde apolitismul a prins rădăcini printre intelectuali. Pentru că ce se întâmplă? Nu se înțelege că a intra în politică, a ține o opinie politică, asta nu e o deranjare a ceea ce faci profesional. La noi se crede că asta e o deranjare deja. Vedem bine. Și acum sunt oameni care spun opinia locutare nu trebuie să conteze pentru că el e membru unui partid. Opinia trebuie să conteze ca opinie. Contrazice-o cu argumente, nu e nicio problemă, dar nu pentru că respectivul... E sofismul ad hominem care este foarte cunoscut. Dar oricum, boala politismului a frenat venirea pe scenă a unor oameni de valoare. Asta este părerea mea. 3. Sigur, a fost și replierea multor partide în tehnica lui Ceaușescu. Ceaușescu a folosit copios această tehnică, știm bine. Care își mai amintește de figuri? Noi toți eram foarte tineri atunci. Lina Ciobanu sau Găinușă, nu? Acele erau figurile politice. Evident, aduse de undeva cu o valoare, părerea mea că sub nivelul funcției pe care le aveau, aceasta e observația, el a adus copios astfel de oameni în roluri, partide de după 89 și astăzi mai ales se vede copios, se recurge la personal cât mai puțin calificat, mai puțin pregnant, pentru rolurile cheie. Ori așa nu se poate asuma răspunderea unei țări. În contrapartidă, mulți intelectuali se sistează din nou, spunând, păi cum să mă asociez cu respectivii? Deci apare, o încrengătură de motive care face ca intelectualitatea, sau specialiștii, hai să zicem, că nu doar intelectuali trebuie să fie în roluri, specialiștii, să se derobeze și să rămână în margine. Ori aceasta, aveți dreptate, nu rezolvă, dimpotrivă, încurcă rezolvarea problemei unei țări. Aici ar putea fi două comentarii. Oare am intrat într-un ciclu al neputinții acestei țări, acestei elite? Sau poate mai concret. Pe vremea asta invoca regimul socialist. Era un banc la un moment dat. Problema era să rămâi în acvariu. Era între activiști. Deci dacă erai criticat și dat jos sau schimbat de pe funcții, problema era să rămâi în acvariu, în sistem. Deci chiar dacă erai trimis la munca de jos, problema era să nu fii îndepărtat, să rămâi sub protecția partidului. S-a creat impresia acum, sau se creează impresia, spun unii, că în clipa de față, indiferent de partid, există deja o clasă politică, fiindcă nu este o elită politică, o clasă care își schimbă posturile, guvernele, favorurile, privilegiile și mai vedem jocuri de imagine, arestări, dar în fapt rămân în acvariu aceiași oameni și se pare că o generație a cam pierdut pasul cu evoluția. Mai rămân într-un fel, în altfel nu rămân. Rămân în sensul că respectivii, după ce s-au exersat totuși în abilitățile funcțiilor publice, să ne înțelegem, un parlamentar, chiar și după ce e scos din parlament, rămâne cu anumite abilități de a se descurca în viață, cu anumite relații, de ce să nu spunem aceasta. Deci acvariul în acest sens funcționează, în alt sens nu funcționează, pentru că ce se întâmplă? Vedem bine, multe din figurile politice ale anilor 90 au ieșit de pe scenă. Evident, au succes în viața economică, probabil, în business, în viața privată, în general. Deci, metafora acvariului nu mi se pare satisfăcătoare, cel puțin în acest punct de vedere. Mulți, de fapt, ies totuși din gruparea politică și pleacă în sectorul economic. Este o înțelegere transpartinică, în sensul ăsta. Deci, asta se poate acuza în orice societate. Părerea mea este că în acest moment nu înțelegerea prevalează. La acest moment ce ar fi dezirabil ar fi mai multă înțelegere
între mari actori, dar într-un înțeles foarte precis, în înțelesul precis că deschidem o discuție privind problemele României și venim cu soluții și cu argumente. Ori se vede bine, această deschidere nu se acceptă de către cei care au decizie. Am avut oameni politici foarte mari. Un Brăteanu era într-un conflict deschis cu Marghiloman. Un conflict politic și personal. Îi luase și soția. Era o chestiune. Dar Brăteanu a fost de acord ca Marghiloman să fie soluția de rezervă în cazul că pierdem campania din 1916. Bine, și Marghiloman a ajuns prim-ministru. Și eu am ca paradigmă această situație. Un șef de guvern, un șef de stat, în mod natural, critică opoziția, dar o critică pentru a o pregăti să vină la guvernare. Ori la noi vedem bine, se critică opoziția pentru a-i da lovitura de moarte. Aici e diferența. Bun. Și comparăm aceeași țară, acum, deci ceva s-a întâmplat. Păi aici revenim la formula lui Hegel. Fiecare are ce alege, adică liderii pe care alege. Ajungem la tema zilei, ca să spun așa. Întâlnirile consorțiului universitar sunt semestriale, ne întâlnim în cele 4 centri universitare mari. Astăzi, la Iași, problema care se discută este problema autonomiei universitare. Și tocmai s-a adoptat o declarație a celor 5 universități. Aș dori, în contextul discuțiilor care au avut și au loc asupra legii, noului proiect de lege a învățământului, și această chestiune, din punctul nostru de vedere a universitarilor, este esențială. Autonomia. Aș dori o poziție în sinteza dumneavoastră. Vedeți bine, Universitatea Cuza e prima universitate de limba română din România. Și la înființarea ei, dacă ne uităm în acte, dumneavoastră le știți mai bine decât mine, dar toți ne-am uitat, autonomia a fost asumată. Chiar dacă termenii nu erau cei pe care îi folosim noi astăzi, dar și Universitatea din Iași vine pe tradiția humboldtiană, de fapt. Tradiție care înseamnă a da comunității academice autonomia de decizie și a-i cere orice. Statul are voie să ceară universități publice, să spunem clar, orice. Universitatea din Cluj vine după tradiția ei austriacă, maghiară, românească, pe aceeași fundamente. Bucureștiul e la fel. Deci, tradiția românească e și ea construită pe autonomia universitară. Care ce înseamnă, să spunem simplu, pentru toți oamenii care ne ascultă? Dreptul universității a decide în toate problemele ei care afectează performanțele ei. Adică folosirea resurselor, recrutarea personalului, organizarea examenului, stabilirea curriculumului și așa mai departe. Toate sunt domenii de decizie ale comunității respective. Încă o dată repet, societatea poate cere oricât unei universități publice, dar trebuie să-i dea autonomia. Iar această propoziție, dacă vrem, e valabilă în Europa, în toate sistemele universitare. Numai nazismul și numai comunismul au distrus această corelație. În rest, tot timpul s-a respectat. În România, în 1989, s-a revenit prin proclamația noii puteri din decembrie 89 și apoi prin legea din 1995 la autonomia universitară. Înțelegerea autonomiei a fost cea care s-a asumat, a fost cea din documentele naționale. Mai întâi declarația de la Lima din 88, apoi Magna Carta Universitatum, elaborată și aprobată de Universitățile Europene din 1988 și alte documente. Autonomie universitară, aceasta înseamnă dreptul universității de a decide fără ingerințe din partea statului, adică a guvernului, a oricărei alte autorități și din partea forțelor politice. Proiectul de lege 2010, care acum e în discuția Parlamentului, încearcă să restrângă drastic, eu aș spune, să distrugă autonomia universitară așa cum e formulată. Și ca să dau un argument pentru orice ascultător, articolul care spune Ministerul controlează exercitarea autonomiei este concludent. Aceasta este viziunea acestui document. Cu aceasta, sigur, se distruge autonomia universitară în România. 1. România e clar că se așează la marginea lumii civilizate, pentru că autonomia universitară nu e doar o opțiune politică, este o valoare care ține de democrație. Și de tradiția universitară. De tradiția am și pomenit adineaori. Mai departe, cu aceasta, universitățile devin slujitoarele, vrând nevrând, ale cuiva. Aici care este? Ministerul? Ministerul ce este? Ministerul la vârf este un decident politic. N-ai ce face. Ministrul din ce face parte? Dintr-un guvern care este politic. Guvernul al cui este? Al unei forțe politice. Deci e clar că se politizează inutil universitățile. Și atunci reacția noastră la Iași și la această reuniune a Consorțiului Universitar, cred că e foarte adecvată. E un gest de fapt de răspundere istorică, să fim foarte clari.
Noi nu putem să ne sustragem, mai ales ca cei care avem aceste roluri, ca și dumneavoastră, ca și mine, și unei răspunderi istorice. Răspunderea noastră este să spunem clar autorităților, așa nu merge. Și de data aceasta, și prin declarația de la Iași, noi am spus clar, așa nu merge. Deși sentimentul ciudat și uneori îți creează așa o stare de scepticism. Nu ne ia nimeni în seamă, nu iau pe studenți, nu iau sindicatele, nu iau pe rectori, nu iau universitățile, e așa o chestiune parcă... În privința asta și eu am o propunere, am făcut-o și eu la televiziune, să facem o listă cu cei care susțin actualul proiect de lege. Propunerea a dat rezultat zero. De ce? 1. Nici cei care au scris proiect de lege nu subscriu la proiectul de lege. Deci nici ei nu sunt gata să semneze că ei susțin proiectul de lege. 2. Să ne uităm ce se întâmplă în Parlament. În Parlament, partidul de guvernare sau partidul de la guvernare, să ne uităm bine, evită să dea un vot pe lege. Ele vor să promoveze legea prin votul Parlamentului, cumva să se vadă că toți au votat, sau în orice caz să nu se vadă că ele promovează legea. Să fiu mai scurt. Din păcate, se întâmplă această situație, se promovează un proiect de lege, vis-a-vis de care nimeni nu asumă vreo răspundere, nici măcar cei care l-au scris. Sigur, aceasta este inacceptabil. Profesorul Ișan, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, a făcut o analiză de vreo 50 de pagini. Da, am citit-o, foarte bună. 50 de pagini, privind secțiunea privind învățământul superior. Și dânsul spunea cam așa, că această lege poate fi privită ca prin prisma anecdotei cu Lenin, a tangoului, 3 pași înainte, 2 pași înapoi, sau 2 pași înainte, 3 înapoi. Spunea dânsul că are și niște lucruri bune acest proiect. Și un lucru bun ar fi ierarhizarea universităților. Bun. Acum, două lucruri să spun aici. În legătură cu legile bune și legile mai puțin bune. Vreau să... Articole, aici e vorba. Articole, sigur, proaste... sigur. Dați-mi voi să vă evoc cât pot de scurt o scenă petrecută la Viena acum, la aniversarea 10 ani de la adoptarea grației de la Bologna. M-a avut onoarea să fiu pe un podium împreună cu o ilustră personalitate a Vaticanului care a prezentat viziunea Vaticanului asupra situației, învățământul superior din Europa. Și a fost o intervenție strălucită, aș spune, fără nicio ezitare, care la un moment dat a ajuns la acest punct. Domnilor, vreau să vă evoc 3 citate de politică universitară. Primul. Citat somptuos în limba germană, tinerii trebuie, studenți trebuie pregătiți pe linia competențelor, capacităților, încât să facă față la locul de muncă. Mai departe. Tinerii trebuie pregătiți ca să poată să înfrunte condițiile pieței și mai departe. Citate de acest fel a dat 3. Și apoi a pus întrebarea, știți de unde sunt citatele acestea? Și a continuat. Aici vine lovitura. Ele nu sunt dintr-un document de politică educațională universitară recentă. Sunt punctul 20 din programul Partidului Nazist din Germania. Și acolo sunt puncte, dacă le izolat. Deci puncte izolate. Și aici sunt în lege. Dar nu aceasta contează. Contează ce iese ca sistem dintr-o lege. Știți bine? Deci asta contează. Mai revenim la ierarhizarea. Bun. Ierarhizarea nu e prima dată într-o lege în România. Ierarhizarea nici nu e făcută prima dată. 2. Că se face... încă o dată sau se face în sfârșit, e o treabă. Dar trebuie spus un lucru. Până la ierarhizarea aceasta, autoritățile publice din România, pentru că știu că și Universitatea Alexandru Ioan Cuza are această părere și noi avem la Cluj, până la această ierarhizare, autoritățile puteau să clasifice universitățile. Să ne uităm bine la exemplu, dacă vreți Rusia, dacă vreți Germania, Ungaria. Dacă vreți Ungaria, deci acolo s-au făcut deja anumite clasificări de universități. În Ungaria chiar în forță. Universitățile de prim plan sunt clare, universitățile de planul 2 sunt clare, asta nu ca să fac segregare. Dar e o ierarhizare rezultată și din datele istorice. Ce se întâmplă? Știm toți bine. Nu poți face în 10 ani o universitate care să n-aibă cusururi. Și aceste universități, Cuza, Babeș-Bolyai, au în spate decenii, dacă nu secole. Știm prea bine această treabă. E bine, că se face o ierarhizare este bine, dar ea putea fi făcută deja. Acum, sigur, vom discuta și aici, metodologia de ierarhizare, sunt de acord, dar repet opinia mea, cu tot respectul pentru colegii care lucrează la ierarhizare, știu, sunt doi distinși colegi, domnul profesor Nica de la Iași și Agache de la Iași, de la Cluj, cu tot respectul pentru ce fac ei, cum să zic,
decizia va trebui luată și ea este, ea nu e una care decurge doar din cifrele pe care le punem în joc. Nu e o decizie doar bazată pe premise analitice. E o decizie care se ia ținând cont și de alte considerente. Personal sunt pentru ierarhizare și România trebuie să o facă. Germania, vedeți bine, tot la 2 ani detașează cele 10 universități. Nota bene, Germania cred că are 50 foarte bune. Dar le detașează și le finanțează special. România trebuie să procedeze urgent la, la această ierarhizare. Sunt de acord. În acest context, ați sărbătorit în acest an, dumneavoastră ați sărbătorit un an de zile, ați avut manifestări, 90 de ani de la reorganizarea Universității din Cluj, de la transformarea Universității Românească în 1919. Cum vedeți, și am văzut materiale despre universitate, foarte multe lucruri interesante, foarte multe performanțe, adică aveți o serie de elemente specifice Universității Babeș-Bolyai. Care ar fi perspectivele Universității dumneavoastră, conduse de dumneavoastră, din baza de date din la care pornim acum, sau din această... Mă, sigur, Universitatea Babeș-Bolyai a plecat în epoca recentă ca Universitate Românească, apoi și-a adăugat o componentă maghiară, o componentă germană, o componentă evreiască. Sigur, la ora actuală ea e un complex care lucrează într-un sistem pe care noi îl numim multicultural, cu bază multilingvală, cum se știe foarte bine. Sigur, marea miză acestei universități este reluarea tradiției ei de inovație intelectuală. Clujul a avut câteva contribuții în plan mondial, sigur, primul calcul al zborurilor cosmice cu Oberth sau logica interogativilor creată de către Speranția sau publicarea primei reviste de teorie comparată din lume sau crearea biospeologiei de către Racoviță, sunt astfel de lucruri. Sigur, problema este să relansăm acest apetit pentru inovație. Nu-l putem lansa nici la Cluj singur dacă România însă nu se lansează pe direcția inovației și aceasta și dumneavoastră știți foarte bine la ea și aceasta este una din marile mize. A doua miză. Sigur, Babeș-Bolyai e socotită ca universitatea ce a reușit să integreze o diversitate etnică, o diversitate lingvistică, o diversitate confesională într-un sistem funcțional. Una din mize, nu numai ale noastre, trebuie să spunem clar, nu numai ale clujenilor, numai ale noastre care suntem implicați direct, dar și ale Bruxellesului și ale autorităților internaționale, dar știm foarte clar, să sperăm că și una din mizele guvernului de la București, pentru că aici sunt confuziile, din păcate, este să România să folosească această structură în continuare, pentru că numai ea e aducătoare de, cum să zic, de foloase pentru toate comunitățile implicate și de prestigiu pentru România însăși. Aceste două mize, eu le văd ca mize cruciale, prin urmare, accentul pe inovație și continuarea politicii de găsirea unei soluții integrative, flexibile, satisfăcătoare pentru toate părțile implicate. Crearea Universității de la Iași în 1860 a fost un act politic național. În fapt, România nu avea învățământ preuniversitar atunci, dar s-a creat universitatea ca instituție pentru a consolida tânărul stat român. Deci a fost un act politic. Crearea Universității Românești în 1919 la Cluj, de asemenea, a fost un act național. Prin urmare, universitatea are totdeauna un rol național. Are și în prezent. Ei, aici apare o problemă. Dacă în secolul XIX, spre exemplu, la Iași, unde cunosc situația mai bine, profesorii de la universitate erau și liderii intelectualității, erau și liderii politici. Le găsim aproape pe toți în viața politică. Maiorescu, care a fost un filozof, un mare jurist, a ajuns până la urmă prim-ministru al țării. S-a implicat în politică. Deci au fost și profesori mari care nu s-au implicat în politică, dar mulți s-au implicat în politică, dar atunci o făceau ca o misiune, o simțeau ca o misiune, simțeau că țara are nevoie de ei. În perioada interbelică lucrurile s-au mai schimbat, pentru că în perioada interbelică a apărut o elită politică sau o clasă politică specializată, ca să spun așa, și atunci nu toți profesorii, dar s-au implicat destul de mulți și în politică. În prezent, după 90, apropo de discuția care a fost până aici, dumneavoastră, cum vedeți raportul între universitate și viață politică? Trebuie instituția în sine, într-un fel sau altul, să devină un actor politic? Sau profesorul ei trebuie să devină actor politic, asumându-și niște riscuri? Fiindcă raportul răspundere risc, inclusiv acela de imagine. Pentru că dacă eu sunt un profesor bun și presa mă prinde nu știu câte articole, 3 zile, 4 zile, 2 săptămâni în ziar, studenții se uită la mine cu neîncredere după aceea. Iată un risc.
posibil și care este o chestiune întâlnită în viața noastră cotidiană. Bine, la noi, din păcate, a cucerit teren acest sofist, după care cu tare intelectual nu trebuie luat în seamă, pentru că el e membru cutărui partid, ca și cum opinia lui ar fi de a priori pătată deja de o subiectivitate politică. E o greșeală, e un sofist care circulă, aveți dreptate, cu el trebuie să trăim, să ne confruntăm. Să intru mai direct în problemă. Ați adus foarte bune exemple, că asta era și discuția. Dacă vreți, ieri, înregistrăm acum vineri, dar ieri s-a și luat decizia la Comisia de Învățământ a Camerei profesori universitari să nu mai fie acceptați în funcții dacă sunt membri de partid sau... Mă rog, e o eroare pentru motivul simplu, ca să dăm exemple practice, dumneavoastră ați amintit Titu Maiorescu, Iorga la fel, Spiru Hareț, să fim clar, reforma învățământul ca un actor. Ministru politic. Dar și putem da în exemple. Dar putem da exemple americane, nu? Nu discut de Woodrow Wilson, care a fost un strălucit rector la Johns Hopkins. Discut de, practic, marea parte a cabinetului american din ultimele decenii. Secretarii de stat, Albright, sau putem lua mulți alții, sau Kissinger, toți erau profesori, sau Condoleezza Rice venea ca provost. Un fel de rector, aproape un fel de rector și mulți alții, se pot cita mulți. Prin urmare, nici într-o țară nu e această, cum să zic, alergie la faptul că cineva e înscris într-un partid. Evident, trebuie spus limpede, nu poți să fii profesor ținând de la catedră doctrina partidului, prezentând unui partid. Aceasta este o altă treabă. La catedră, dacă ești fizician și membru la unui partid, vorbești de fizică, nu vorbești de partid. Dacă ești filozof, așiși de vorbești de filozofie, nu de partid. Acestea sunt lucruri evidente, nici nu are rost să ne mai preocupăm de ele. Aceasta este clar. În rest, să fie clar, nu se pot moderniza societățile, nici românesc modernizat, dacă nu lasă intelectualii să intre în arenă și dacă nu îi cheamă în arenă. Vedem bine, societățile care s-au modernizat rapid după al doilea război mondial, societăți distruse, practic, adică lovite prin război, firește, încât erau la pământ cu economia, cu sistemul juridic, etc., Germania și Japonia, ele s-au refăcut începând cu refacerea universităților. Atenție, să nu uităm bine în aceste experiențe. Fiecare a pus în față. Coreea de Sud, care e un exemplu mai recent, Coreea de Sud s-a lansat pe scenă, punându-și în ordine universitățile, adică punându-le în legătură cu ceea ce se întâmplă în tehnologie, în economie, în viața politică, în justiție, etc., etc. Nu e posibilă modernizarea în condițiile de astăzi fără a folosi universitățile. Iar cine crede că poate folosi universitarii tăindu-le, cum să zic, acea parte de opțiune care e politica. Politica presupune opțiuni, n-ai ce face. Iar opțiunea presupune politică. Cine crede că face ceva tăind aceasta, se înșală. Intelectualii vor fi decapitați până la urmă, sau, mă rog, semidecapitați. Dar ca să fim și mai concreți, e o mare eroare în România actuală că în loc să se stimuleze dezbaterea intelectuală, se stimuleze diversificarea abordărilor intelectuale, chiar și politice, de ce nu? Suntem noi foarte bogați în abordări politice? Să fim lucizi. Noi mai avem încă de lucrat enorm până să conceptualizăm ceea ce ni se întâmplă. Încă o dată, și din acest argument aș spune, România procedează mai înțelept, stimulând intelectualii la manifestare liberă și la creativitate, în loc să le recomand să se abțină. Din păcate sunt mulți politicieni care vor să intre în universități. Este o modă, dacă nu ești și doctor, dacă nu devii și universitar, dacă nu ai niște ori undeva, este un curent, trebuie să recunoaștem. Mai trebuie să spunem un lucru. Pentru intelectual să intre în viața politică nu e ușor. Pot să vă spun și din modesta mea experiență. Dacă intri într-o organizație, oricare ea, imediat se întreabă lumea ce vrea ăsta. La noi se întreabă ce funcție vrea. Dacă spui că nu vrei nicio funcție, nu te crede. Nu te crede. Sau ești suspect. Sau ești suspect, da. Da. Mai departe. Liderul în funcțiune, de multe ori se tem din organizațiile locale. Se tem că dacă vine și cu tare, atunci s-ar putea să candideze, s-ar putea... Sigur, viața politică nu e cea mai ușoară. Viața politică e cea mai dură. Este o luptă. Este o luptă, într-un anumit sens, deși mă feresc să folosesc termenul de avinist. Dacă intelectualul nu vrea nimic, este și suspect și îndepărtat, sau marginalizat. Bine. Eu mă uit la rectorul Oprea. Da. Rectorul Oprea are o mare experiență în învățământ, în probleme universitare. A fost și deputat european.
Uitați-vă ce poziție are. Ar fi trebuit în mod normal să fie pe o funcție legată de învățământ în Parlamentul României. Și a fost trimis la nu știu ce comisie. Viața politică amărâtă. Nimeni nu te decorează pentru că tu ai o diplomă sau că ai o experiență. Acum te decorează dacă în luptele politice câștigi. Asta este clar. Dar trebuie spus și aici. Intelectualul nu trebuie să, cum să zic, el trebuie să clarifice de la început asupra naturii vieții politice. Nu numai România. Nu e o viață de îngeri. Asta nu înseamnă că e homo homini lupus, cum credea Hobbes. Nu, asta e problema. Dar totuși trebuie să fie pregătit pentru o luptă. Mai ales în condiții României. Repet, România mai trebuie reformată și această reformă este foarte dificilă deocamdată. Ajungem la ultimul segment anunțat. Eu am luat-o didactic așa, universal, România, învățământul superior, ajungem și la omul Marga. Noi vă considerăm și de al nostru, fiindcă sunteți doctor honoris causa la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Foarte mândru de acest titlu sunteți... și le vom mereu cu mândrie. Și ca urmare, din această perspectivă, vă întrebăm, în activitatea noastră foarte complexă. Am spus-o la începutul emisiunii, v-ați remarcat, dacă nu e un cuvânt prea blând, ca să spun așa, deci în lupta cu știința, ați produs în foarte multe direcții, are multitudine de cărți traduse, ați avut și aveți funcții de răspundere, în același timp sunteți un om al cetății. Asta spuneați acum că faceți și o emisiune la televiziune. Dumneavoastră faceți de un an, eu fac de câteva luni și le număr acum câte mai am de făcut. Că nu e ușor, trebuie să recunoaștem, că nu e ușor ca timp, în primul rând, chiar dacă poate orgolul ne împinge să le facem, poate o anumită dorință de a pune universitatea în prim planul vieții societății, este. Dar m-a întrebat un redactor mai tânăr de la TVR cam cât timp îmi ia și am făcut un calcul că mi-a cam o zi pe săptămână, deci o zi din șapte e cam mult. Bineînțeles. Plus pregătirea anterioară care îmi permite să fac o astfel de emisiune. Nu facem un bilanț, evident, dar unde ați avut cele mai mari satisfacții sau în cele trei direcții, cât vă simțiți mai mulțumit sau probabil că vă simțiți tot timpul când stați și citiți și traduceți un text, când produceți un text științific, când aveți o legătură cu exteriorul, când mergeți și aveți satisfacția că ați construit o universitate nouă, fiindcă sunteți rector de aproape 15 ani cu o întrerupere și vă uitați că Babeș Bolyai a crescut de la nu știu câte clădiri la vreo 100, dau doar un exemplu la întâmplare, atunci când vă simțiți om al țării și simțiți că dacă se spune numele Marga, indiferent în ce județ al țării, spune ceva multora, nu numai universitarilor, trebuie să o spunem, adică este o chestiune de mândrie, în clasa mijlocie numele dumneavoastră spune ceva. Când aveți satisfacția cea mai mare? Eu am avut, recunosc, și avantajul că m-am pregătit în filozofie și sociologie la bază, drept contemporanist. Contemporanist însemnând un om pregătit să abordeze problemele de viață actuale. În al doilea rând, sigur, am avut avantajul că m-am angajat, asta recunosc, grație studiilor în Germania, unde a fost mai exersat pe această treabă, m-am angajat în abordarea problemelor trăite de oameni, nu doar a celor din cărți, nu doar a celor livreși, să spun mai direct. O filozofie aplicată. Exact. Acesta, sigur, datorez studiilor la școala la Habermas, unde am învățat aceste lucruri, recunosc. E bine, așa sunt lucrurile, nu e o separare netă, să spunem așa, între ce am făcut ca rector sau ce am făcut ca persoană intrată în bătălia publică și, desigur, ca profesor. Sigur că e de neegalat satisfacția pe care o ai când scoți o carte. Aceasta e o satisfacție greu de egalat, chiar dacă după două săptămâni simți că nu mai e copilul tău, simți că s-a detașat mult și deja o privești și tu de la distanță. Dar această satisfacție este cea mai importantă, se înțelege, pentru formația mea. Fără îndoială însă că îți produce și produce mari bucurii și văzând că în jur crește, s-a construit o bibliotecă, un laborator a devenit performant, anumiți tineri necăjiți au fost puși pe ruta studiilor, sigur, nu vă ascund că o sublimă satisfacție mi-a dat un grup de tineri de la orfelinate, care până la urmă au făcut studiile și nici nu știam de ei, am și uitasem de ei, recunosc, m-au venit și mi-au spus că au terminat bachelorul și atunci am fost foarte bucuros. Deci bucurile vin din toate direcțiile. Evident că bucuria stabilă, profundă pentru profesor, o dau cărțile. Da, și probabil legătura cu studenții. Ce? Am început să pun întrebări ca ziariști, deci am luat ceva, mai furat ceva de pe la ei. Ce proiect imediat aveți?
Acum vreau scot într-o ediție germană lucrarea Religia în era globalizării. Public foarte curând volum, având și o cronică săptămânală la un cotidian, reflecția asupra situației României publică aceasta. Dar, sigur, mai am o restanță, publicarea Pragmatismul American, volumul 2, l-am lucrat în America, în 96, după ce a fost foarte ocupat la București, dar a fost amânată numai. Sigur, miza mare acum este să dau noua analiză a destinului Europei, un fel de destin al Occidentului scris din perspectiva de astăzi. Cunoaștem destinul Occidentului lui Spengler, problema este să revizităm tematica și să vedem astăzi ce putem spune despre destinul Europei, pentru că atunci Europa... În urmare, un proiect ambițios și sper că această carte o trimiteți și la Bruxelles, poate o trimiteți și la liderii care conduc Europa, să vadă că în România cineva gândește în perspectiva dezvoltării Europei. Încerc să pun în joc cunoștințele pe care le am, cunoștințele pluridisciplinare prin natura lor, pentru a da răspuns nou la întrebarea care e destinul Europei, oarecum analog cu ceea ce a făcut Spengler în anii 20. Domnule profesor, domnule rector, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră și sperăm să ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!